Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, s-a deplasat în mai multe zone ale județului Vâlcea, unde se execută lucrări pentru înlăturarea efectelor produse de calamități, dar și lucrări de reparații și întreținere drumuri județene pentru a verifica stadiul lucrărilor și al termenelor prevăzute în contracte. Împreună cu directorul ABAOLT, Ștefan Prală, specialiști din departamentul propriu al Consiliului Județean Vâlcea, dar și al ABAOLT, au fost vizitate zonele în care constructorul a început organizările de șantier în vederea demarării lucrării de înlăturare a efectelor produse de calamități la Milcoiu, punctul Fasca, Stoilești și Olanu, pârâul Ursana și Drăgoiești, pârâul Geamăna. Printre lucrările verificate au fost și cele de întreținere și reparații asfaltice executate de drumarii Reaje de pe Vâlcea pe drumul județean 678H Galicia, Stoilești, Olanu. Aici, echipele Reaje de pe s-au angajat ca în cursul lunii octombrie să încheie lucrările la acest segment de drum, a cărui lungime este de aproximativ 11 km. 678H este drumul pe care ne aflăm astăzi, drumul județean. Se poate lucra în această perioadă foarte bine pentru că ne permite vremea și vreau să le mulțumesc colegilor mei drumari pentru că muncesc și pentru că fac și lucrări de calitate. Continuăm ceea ce înseamnă lucrările de reparații și întreținere pe drumurile județene. Acest drum este și pe teritoriul comunei Olanu, dar și Stoilești. Alături de mine se află și primarul de la Stoilești, bineînțeles colegul meu, directorul de la drumurile județene, domnul Valimareanu, și Ștefan Prală, directorul ABAOLT. De ce suntem împreună? Pentru că foarte multe dintre cursurile de apă din județul Vâlcea, din nefericire, nu pentru că așa am vrut noi, așa a vrut Dumnezeu, afectează drumurile județene și sunt zone în care drumurile județene sunt rupte sau puse în pericol de cursurile de apă. Astăzi ce am văzut și ce vom vedea în cursul zilei de astăzi sunt lucrări care nu afectează drumurile județene, dar sunt pe teritoriul localităților Stoilești, Milcoiu, Olanu și Drăgoiești. Eu am să spun că urmăresc cu interes și aceste lucrări pentru că, așa cum am spus întotdeauna, drumuri naționale trec prin județ, nu pe deasupra județului, și la fel cursurile de apă și ceea ce înseamnă administrarea și întreținerea și desfășurarea de lucrări pe arzurile de râuri se întâmplă pe teritoriul județului Vâlcea. Și vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunt la treabă și fac, până la urmă, lucrări în folosul comunităților și primarii sunt beneficiarii acestor lucrări pentru că, așa cum eu sunt vicepreședinte al Comitetului Județean pentru situații de urgență și primarii sunt președinții comitetelor locale pentru situații de urgență. Vom continua atâta timp cât vremea va fi bună, lucrăm pe drumurile județene. În timp ce mă deplasam astăzi în județ, am primit informația că undeva săptămâna viitoare se va abjudeca și licitația la drumul Atosului Românesc. Este un drum foarte important, drumul care duce la Mănăstirea Frăsinei. De asemenea, sunt mai multe lucrări care ies acum din ceea ce înseamnă Agenția Națională a Achizițiilor Publice. Sunt încărcate în sistemul electronic de achiziții publice. Cu totul suntem în grafic. Anul viitor va fi un an foarte interesant. Tot luni, la invitația primarului comunei Măciuca, Mugur Mărcoianu, președintele Consiliului Județean Vâlcea a participat la inaugurarea lucrărilor de modernizare a 7 drumuri comunale cu o lungime totală de 15 km. Cu aceasta sfințită și cu acest un de lemn sfințit în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne ajută. Investiția privind modernizarea celor 15 km de drumuri comunale din Măciuca se ridică la 8 milioane de lei, fonduri guvernamentale alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Șeful Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a anunțat că în cel mult 2 săptămâni va fi semnat contractul pentru reabilitarea și modernizarea drumului județean 643B și tot prin PNDL 2 va fi modernizat Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca. Inaugurăm astăzi cel mai complex proiect pe care administrația publică locală din comuna Măciuca îl implementează. Sperăm să mai urmeze multe altele. Mulțumesc de asemenea și constructorului care în ultimii 2 ani s-a mobilizat exemplar și
a terminat acești 15 km de drum din cele 7 sate: Bocșa, Bocșa Gardă, Zăvoieni, Măldărești, Măciuceni, Botorani și Ciocănari. S-a mobilizat exemplar și a finalizat și cele peste 40 de podețe prevăzute în proiect, cele peste 15 drumuri laterale și peste 40.000 de metri pătrați de rigolă betonată. Proiectul se ridică undeva în jurul sumei de 80 de miliarde de lei. Vin, vă spuneam, de la mai multe lucrări pe care le realizează RAJDP-ul. După cum știți, în Stănești, în Roiești, se fac niște poduri la care nu s-a intervenit din construcție. Iar vreau să vă spun că exact acum 20 de minute am verificat și vă dau o veste foarte importantă. În maxim 2 săptămâni vom semna contractul pentru o cifră importantă, 35, da? 35,5 km de drum, drumul județean 643B. Este un drum care străbate 6 localități, pleacă din Roiești și se oprește la Diculești. Este un drum finanțat tot cu fonduri guvernamentale, PNDL, și vom face acest drum, vom începe execuția la acest drum pe tronsoane. Vrem, așa cum am mai făcut și în alte locuri unde regia a asfaltat, unde am încercat să le luăm din primul moment praful la oameni din fața curții, așa și aici ne propunem ca primii kilometri reabilitați să fie pe teritoriul localităților, în aglomerația, să spunem, urbană, de case, acolo unde oamenii trăiesc și, de ce nu, muncesc. O altă veste importantă pe care vreau să vă dau astăzi aici este că săptămâna trecută am primit aprobarea și un alt obiectiv extrem de important de data aceasta, o fostă clădire de CAP care se află la dumneavoastră în localitate. Este vorba despre CRRN Măciuca, acest cămin pentru neuropsihici din localitatea noastră. Am primit aprobarea de la Agenția Națională de Achiziții Publice și îl vom scoate la licitație și îl vom moderniza, vom face căminul din Măciuca, acolo unde sunt îngrijiți oameni foarte necăjiți și pe care Dumnezeu i-a adus în situație cum nimeni nu trebuie să ajungă, dar pentru că sunt acolo, ei sunt îngrijiți în niște condiții de care nu suntem prea mândri acum, dar vom investi în această clădire pe care o vom face la standardele care de astăzi. Va fi o locație de cel puțin 5 stele. Veți vedea că se poate ca aici, la dumneavoastră, în Măciuca, pe lângă drumul județean pe care vom reabilita, să facem și această clădire, care, din păcate, este o fostă clădire de CAP, și discutam cu domnul primar să băgăm apa acolo, să avem toate lucrurile puse la punct. Pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor județene, Vâlcea beneficiază de fonduri guvernamentale în sumă de 2.080 de miliarde de lei vechi și de fonduri europene în sumă de 5.500 de miliarde de lei vechi.